Imagini greu de privit în trenul care face legătura între Constanța și Sibiu. Reporterii de la publicația Info Sud-Est au publicat o serie de fotografii în care surprind mizeria din toaletele garniturii de tren. Imaginile, notează jurnaliștii, au fost surprinse pe 20 martie în trenul IR-1584, care face legătura dintre Litoral și Transilvania. În fotografii se observă vasele de toaletă murdare și ruginite, hârtie igienică așezată la întâmplare pe o etajeră insalubră, pereții murdari și zgâriați. Săpun lichid nu există, mai scriu jurnaliștii de la Info Sud-Est, iar cel solid nu poate fi folosit din cauza lipsei de igienă. Aceștia mai spun că apa curge atât la toaletă cât și la ghiuvetă, dar de niciunul dintre aceste obiecte nu te poți apropia în condiții de siguranță. În toamna anului trecut, președintele ANPC Horia Constantinescu spunea că vagoanele de tren se spală doar pe hârtie și împărțea amenzi. A merge cu trenul astăzi este o cursă cu peripeții, COVID-ul pare o favoare, spunea președintele ANPC după o serie de verificări în trenurile CFR. În urma controlelor, mai multe trenuri au fost oprite din circulație și au fost date amenzi.